Sau și eu am găsit la un nou episod din Zombie. Hai să vedem, eram aici la Buckingham Palace. Cel puțin în bunkerul de la Buckingham Palace. Oh my god. Au ăștia niște jumpscare-uri în jocul ăsta de... Pe bune. Aș vrea să folosesc camera aia mai mult pentru că îmi dă tot fel de indicii. Deci acolo intrarea. Pe acolo pe jos e o apă. Ar trebui să mergem pe aici. Sau nu? Poate nu, pentru că... Nu, prin apă trebuie să merg. Sper să se ridice vreun zombie. Că merg eu prin apă. Ar fi prea de tot. Oh, nu. Ah, trebuie să ridici ghiozdanul în sus. Ah, ce interesant. Trebuie să ridici ghiozdanul în sus pentru că e prea... Prea mare apa și să nu se lude. N-am mai văzut chestia asta niciun joc până acum. Sunt idei foarte interesante. Uite șoricii cum merg ei pe acolo. Ok, vedem un zombie deja în față. Să merg pe aici să mă uit. Vreau să nu ratez niciun obiect, dacă e. Mai e un drum pe acolo, dar... Momentan hai să mergem tot înainte pe aici. Sper să nu fie mai mulți. Ho! Și vezi că aici nu mă mai contactează tipul ăla la radio pentru că nu există semnal sub pământ aici. E un bunker de la, în caz de orice, apocalipsă, orice s-ar întâmpla, să fii în siguranță. Dar, în schimb, din această cauză, nu, în această cauză e ferit de lume, de orice, semnal, radio, orice. Un energy drink. Trebuie să-l folosesc pentru că mi-ar da niște viață. O să folosesc și asta, o să folosesc și asta. Și sucul ăla arată destul de delicios, ia. Așa. Pick up, cake. Am niște tort, what the fuck? Tort? Aparent... Cineva avea tort în acest bunker. Nu știu dacă mai e funcțional sau nu. Lovely woman, the queen. For an ancient lizard posing as a human anyway. But I tell you, she knows the score. It's the government didn't want anyone to know about Dee's prophecy, not her Madge. I hope they get her away to India or something. Their climate's better for reptiles anyway. Trebuie să mai închid lanterna asta pentru că o folosim deja prea mult. De exemplu aici trebuie să o folosesc, dar acolo unde era lumină, ce rost avea? Și că mi-e să consum aiurea. Și am nevoie. Ok, și am intrat undeva. Hai să vedem, suntem în Buckingham Palace, dar în bunkerul Buckingham Palace. Enter the loot... A, aici nu o să mai avem semnal radio. Aici e bunkerul propriu zis. Acolo ați văzut că mai aveam. Nu, m-am înșelat eu. Ok, avem... Stai puțin, avem cameră. Scan for remote hack. Ăla de acolo? Că sunt niște fire care merg așa. A, uite, tot pot să vorbesc. Păi și ce a zis că nu există semnal radio aici? Ah, nu mă poate vedea aici, asta a zis. Ah, ok. Ah, vezi cât de șmecherie pe aici? Ah, uite, pierde semnalul, într-adevăr. Ok, suntem... E mult mai creepy când e, știi că ești singur. Decât știam că l-am și pe tipul ăla să fie un fel de backup sau ceva. Acum că știu că sunt singur aici... E mult mai creepy. E un sistem ciudat. N-am mai văzut sistemul ăsta până acum, dar... Trebuie să muți ăsta până când faci așa și lași acolo, știi? Și ăsta e sistemul. E ciudățel. Să mă uit după chestii de lutat pe aici, da? What? E cineva aici, altcineva. Never mind. You
aren't you? So you must be pretty good. Could have been normal. Perhaps we could help each other. Sorry, I should explain. There are security monitors and speakers in walls. I'm Peter Knight, junior doctor to the royal household. So don't worry, you're not going mad. Do come and find me in the lab, won't you? Ok, deci e cineva aici și poate vrea să ne ajute. Ok. E foarte ciudat locul ăsta. Aici ar fi ieșirea, cică, dar nu te lasă să treci pe acolo. Aici, în schimb, use retinal scanner. În niciun caz nu putem să trecem. Hai să mă uit așa. Security clearance, acolo avem un zombie. Uite, niște zombie pe care eu nu i-am observat inițial. Și zombiul ăla și cu zombiul ăsta de aici. Pac. Da, empty. Majoritatea zombilor nu prea găsești mare chestii pe ei. Așa. E ceva și aici jos. Uite, tot timpul e și o a doua cale. Și tot timpul sunt curios să văd ce e în a doua cale. Nu mai sunt curios. Nu, era prea creepy zona aia. Pe aici, pe ce am și zice să merg. A, uite, infectați, zombi infectați, dar sunt soldați. Faza e că am impresia că ăștia au armură și sunt un pic mai greu de omorât. Asta o să fie o problemă pentru noi. E un doctor. A, și testează pe un zombi, vrea să fac un antidot, cred. Vezi? Foarte interesant. It's safer for both of us, you understand. I'm researching a cure for this terrible infection. You see, it's slow going as I have so few subjects to test on. N-are zombie să testeze. Not my finest hour, I fear. If you'll forgive me for a moment. I'm sure you can help me. Vrea să-l ajutăm, probabil să ne pună să-i aducem monstre de zombie. Mă gândesc, nu știu. Hai să lăsăm puțin care treabă. Să ne cheme el. Avem și un pat aici, nu? Nu știu să putem să dormim în patul ăsta, să salvăm jocul. Queen's Letters. Ce-i face lula? I say, steady on, old girl. Old girl? What? Vorbește cu zombiul ca și cum ar fi o persoană. Așa. What I'm after is Dee's own copy where he made annotations. I believe it's in the palace library. Which means going upstairs, I'm afraid. Ok. Would you be so kind? Oh, trebuie să mergem în palat. Ah, interesant. The bunker elevator can take you up to the palace. Bunker elevator. Hai să mergem. Vrea să-i aducem ceva, o carte. Are nevoie de informații de acolo. Și cartea se află în palat, deci putem să luăm liftul, să ajungem direct acolo, cică. Hope you don't mind the music, by the way. William Byrd, Elizabeth I's favorite composer, apparently. I'll find it helps. Ok. L-am luat liftul și o să mergem în Buckingham Palace acum. Totuși eu nu înțeleg cum poate o armată întreagă să fie infestată
Nu pot să înțeleg chestia asta, la câte forțe. Și în general în filmele cu zombie vezi armata ca fiind copleșită. Oh fuck. What the fuck, ce e aia? M-a scuipat un zombie. Da, ziceam că în jocurile, în filmele cu zombie, întotdeauna armata e copleșită și nu mai, nu te mai poate ajuta. Totuși, de ce? Sunt, au atâtea de multe chestii, avioane, tot felul de chestii. De ce ar fi armata copleșită de situație? Nu pot să-mi dau seama. Asta era la care mă scuipa. Și are o grenadă. O, calmează-te. Ok, să iau asta. Sper că n-avem cineva cu liftul. Ok, cred că i-am rupt pe toți. Sper. Oh my god. Ok, o să folosesc ăsta. Deci avem un mort pe acolo, un crate. Ceva jos acolo. Uite, vezi? De asta e bine să folosești asta că ți le arată pe toate. Și acum după ce l-am folosit așa, pur și simplu pot să mă duc la asta și să verific. Asta din păcate n-are nimic. Pur și simplu o chestie pe care o citești. Nu e foarte folositoare momentan. Și acum nu pot să ajung. Trebuie să trecem pe aici. E foarte interesant să joci în zonele astea. Adică în majoritatea jocurilor cu zombie ori joci prin America, ori joci prin, nu știu, niște zone oricum, nu ca asta. Și îmi place tot timpul când văd chestii noi folosite în jocuri, cum ar fi zona asta. Plus că jocul ăsta, v-am zis, e făcut de... sau au colaborat cel puțin și români la realizarea lui. Dacă știți, studioul Ubisoft din București. Ceea ce e impresionant. Mă bucur să văd că și românii fac chestii tari. Și cu siguranță ăsta e un din... jocurile tari. Nu știu dacă să cobor sau nu. Nu e fază. Hai să coborăm să vedem ce acolo. Dacă-s curios, sunt curios, adică... Ah, what the fuck. Ok. Am ajuns tot în zona aia, deci noi practic... Asta era o scurtătură, puteam să trecem pe aici direct. Și ajungeam în spatele zombilor. Dar vezi, uite, chestii de genul ăsta, adică trebuie să te pune un pic să gândești și... Deci cum dorm zombii ăștia? Și pe aia se trezesc exact când trec eu pe lângă ei. Ăla e scuipă. Uite-l, vedeți? Că iese ceva din el. Să nu-l las pe ăla să întoarcă, că mă scuipă. At. Omega Group. A, un grup special să apere familia royală. M-am umplut de sânge. Și acum nu cred că o să se ducă sângele ăsta de pe mine. De ce sunt valize de astea de călătorie în zona asta? Adică... Nu știu, pentru mine... O chestie ciudată în jocul ăsta e că nu poți să sari și deși îți oferă un element... Adică te face să te sperii mai tare că nu poți să sari înseamnă că n-ai atâta mobilitate. What the fuck, de unde s-au toți zombii aia? A, uite, e acolo. Înseamnă că n-ai atâta mobilitate și asta înseamnă că... Poți să mor mai ușor. Dar în același timp e destul de enervant. Shit. E, v-am zis că dacă mori în jocul ăsta, mori. Chiar pe bune? E, nu mori în viața reală, dar mori. Să ai grijă. Oh, chiar bai n-am. Aici e preferata mea. Ia să-mi încarc eu carabina. Ia de aici.
Ia uite-l mă pe ăsta. Bă, tu n-ai treabă acasă. Ăștia sunt cei mai enervanți care te scuipă și am înțeles că o să mai fie și alte tipuri de zombie de ăștia infectați special, cum sunt în Left 4 Dead, de exemplu. Și puțin, nu știu, cred că Left 4 Dead a inventat zombie ăștia. Violent convulsions follow and their veins turn black. Ok, să ne explica cum se întâmplă transformarea în zombie. Că la foc zona asta nu e bine. Oh! E o chestie acolo! Holy shit! Holy shit! No, nu! Fuck, 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 fuck. No, se poate. Stai jos. Fuck! Voi vedeți ce se întâmplă aici? Ceva rău. Ceva foarte rău. S-ar putea să mor. Da. Sunt prea mulți zombie, nu știu ce să fac. Să plec de aici. Trebuie să plec, n-am de ales. Dacă stau aici o să mor. Că nu mai am gloanțe, am rămas fără gloanțe, am rămas fără tot. Și pe aici n-am cum să sar. Că viața am, dar se pune jos înainte, știi? Nu, nu e ca în alte jocuri, se pune jos ca să-și pună viață. Am o grenadă. Am aruncat-o și eu. Sper să moară ăla cu armură. Da. N-a pățit nimic. Hai mai grenadă. Uite-mă grenada asta. Și ăsta n-are nimic. Sper să-i sar cascheta aia. Asta-i faza. Dacă iei pe fiecare în parte. Oh my god. E ok dacă iei pe fiecare în parte. În schimb, dacă e câte u... Dacă 10 după timp cum a fost acum după mine. E destul de grea faza. Să arunc flare-ul ăsta, poate le atrage atenția. Sigur le atrage atenția. Și vezi că tot se duc la flare în loc să mă atace pe mine. Bine, acum și-au dat seama. Oh, ăsta-i om și vrem să-l mâncăm. Dar o să... cadă. Oh, nu! Gata, ți ajunge și ție și ție. Un singur glonț. Cam shit. Dar unul e mai bun decât nimic. Să-l punem aici în armă. Cu un zombie acolo. Oh my god. E plin, plin de zombie. Să văd dacă pot să-i dau direct în capul ăsta. Încă am folosit glonțul ăla la ceva bun. Încă un enervant ăsta. Vezi că am dat una și a sărit cascheta. Merge să-i dai și cu paleta asta. Să-i dai aia de cricket. Oh shit, a luat foc. Voi vedeți că în majoritatea jocurilor și filmelor și tot focul nu-i afectează deloc pe zombie. Până la urmă sunt tot oameni. Adică tot din oameni sunt făcuți. Și dacă le arde pielea și asta, ar trebui să îi afecteze. Dar de multe ori nu se întâmplă așa și nu-i afectează cu absolut nimic. Totuși eu pot să trec pe aici. Nu prea. Dar pot să trec pe aici. Uite, dacă... dacă găseam eu scara asta și treceam din prima pe ea. Oh my! What the f... Mi s-a băguit jocul. Deci mi s-a băguit jocul și nu contează. Acum o să... deci caracterul ăsta a murit permanent. O să rămână mort.
Și să vă arăt ce se întâmplă când mori. Că nu i-am dat, survivor mode în care se termină jocul și nu mai poți să joci. Că facem o serie până la urmă. Și am jucat o tipă, aparent. Te dă... Oh, doamne, am crezut că e zombie. Te dă la întâmplare cu un caracter oarecare. Și vezi că nu am itemele alea, dar itemele alea pot să mi le iau, uite. Că mai am supplies-urile. Și mă, pur și simplu putem să mergem înapoi la, uite, acolo mi-arată unde am murit, Palace Underground sau, da, nu pot să merg decât la Palace Underground. Și mergem la Palace Underground acolo. Să dăm skip și putem să ne întoarcem să ne luăm ghiozdanul vechi și toate chestiile alea vechi. Dar vom face asta în episodul următor. Dacă v-a plăcut și vreți să continuăm cu seria de zombie, nu uitați să apăsați butonul de like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!